Mijlocașul de la FC Ceahlăul, Sorin Tabacaliu, a evoluat pe toată durata celor 90 de minute pentru Naționala de Tineret a României, care marți seara a debutat cu dreptul în campania de calificare la Campionatul European sub 21 de ani din 2017. Jucătorul petrean a avut o evoluție bună la mijlocul terenului pe toată durata întâlnirii, iar România a obținut o victorie concludentă cu 3-0 în fața echipei similare Armeniei, după ce la pauză a condus cu 2-0. Pe lângă jocul exact din linia mediană, Tabacariu a avut o contribuție importantă și la faza primului gol din minutul 16. Fotbalistul petrean a recuperat o minge la centrul terenului și apoi s-a creat faza primului gol înscris de Pușcaș. Dacă Tabacariu a evoluat titular contra Armeniei, celălalt jucător de la FC Ceahlăul, Cătălin Ștefănescu, nu a fost inclus pe foaia de joc pentru duelul cu armenii. Naționala de tineret a României a debutat astfel perfect în campania de calificare la Euro 2017 din Polonia și va susține următorul meci, tot pe teren propriu, pe data de 4 septembrie, contra Bulgariei. Din grupa României, a cincea de calificare mai fac parte naționalele Bulgariei, Armeniei, Danemarcei, Țării Galilor și Luxemburgului. Echipa de pe primul loc se califică direct la turneul final din Polonia. În partida de marți seară de pe stadionul Transil din Târgu Mureș, selecționerul Cristi Dulca a folosit următoarea formulă de echipă: Cojocaru, Manea, Țâru, Boldor, Filip, Nedelcu, Tabacariu, Bumba, Mitriță, Păun și Pușcaș, iar ulterior au mai intrat Neag, Popescu și Tănase.